Un elev de 15 ani și altul de 16 au fost atacați în timp ce se plimbau prin parcul central din orașul Balș. Incidentul s-a petrecut pe 8 decembrie. Cei doi adolescenți au anunțat poliția că se plimbau pe alee când doi tineri i-au tâlhărit și au fugit. Hoții au fost prinși la scurt timp. Polițiștii din cadrul poliției orașului Balș au fost sesizați despre faptul că doi adolescenți, în timp ce se plimbau pe o alee din parcul central din localitate, au fost acostați de două persoane necunoscute de sex bărbătesc, care le-au pulverizat substanțe iritant lacrimogene în zona feței și au deposedat de un telefon mobil și de suma de 150 de lei. Polițiștii au reușit să recupereze prejudiciul. Zilele acestea, atacatorii au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, judecătoria Balș a emis pe numele lor mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. În urma activităților desfășurate, polițiștii au identificat doi tineri de 18 și de 17 ani, ambii din comuna Morunglav, bănuiți că ar fi săvârșit infracțiunea de tâlhărie calificată, aceștia fiind reținuți, iar ulterior arestați preventiv. Potrivit polițiștilor, unul dintre hoți, respectiv cel de 18 ani, a mai fost condamnat tot pentru tâlhărie. În prezent, ambii se află în centrul de reținere și arest preventiv din cadrul poliției Olt.